Andrea Iagăr, fost număr 2 mondial la începutul anilor 80, a făcut dezvăluiri uluitoare din carieră. Ajunsă la 57 de ani, fosta mare sportivă a explicat faptul că a fost abuzată de cel puțin 30 de ori de o femeie când era minoră. Conform observatornews.ro, Andreea Iagăr a trăit un adevărat calvar la competiția, în cadrul căreia a ajuns până în marea finală în 1983. Fosta sportivă minoră la vremea aceea ar fi fost abuzată de o femeie oficial. Au fost cel puțin 30 de incidente cu o femeie oficial, atingeri toate în vestiar, foarte, foarte devreme în cariera mea. Acel oficial avea o mare problemă în a-și ține mâinile acasă. Evitam să mai merg singură în vestiar. Într-o zi eram cu ea și cu prietena sa în mașină. Când am ajuns acasă la mine, m-a condus până la ușe și a încercat să mă sărute. Am fost atât de dezgustată încât abia m-am putut abține să nu vomit pentru a nu mă vedea tatăl meu. De fiecare dată când am încercat să iau atitudine, am fost amenințată că alte persoane ar putea avea de suferit, a dezvăluit Andreea Iagăr, citat de marca. Andreea Iagăr și-a încheiat cariera la doar 20 de ani din cauza accidentărilor. Aceasta a cucerit 10 titluri WTA și a strâns numai puțin de 1,4 milioane de dolari din premii. În 2006, Andreea Iagăr a devenit călugăriță și membra Bisericii Episcopale din Santa Rosa, Florida. Marilena Vlădaru Perețeanu, o fostă gimnasta a României, a făcut dezvăluiri incredibile despre abuzurile lui Bela Caroli. Marilena Vlădaru Perețeanu are în palmares un titlu mondial și o medalie de argint la sărituri. Marilena a ajuns la 58 de ani a vorbit despre momentele cutremurătoare prin care a trecut în perioada în care a fost antrenată de Marta și Bella Caroli. Aceasta a dezvăluit că a fost nevoită să îndure multe umilințe, precum jigniri și bătăi, conform observatornews.ro.